Să deschidem cuvântul Scripturilor la Evanghelia după Matei, capitolul 6. Citim de la versetul 16 la 18. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, încheiem ciclul de predici intitulat Disciplinele interioare, după ce vom fi vorbit despre meditație și rugăciune. În această seară despre post. Matei 6, 16. Când postiți, să nu vă luați o învățișare posomorâtă ca fățarnicii, care sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Amin. Să ne așezăm. Dacă meditația este gândul care urcă spre Dumnezeu, dacă rugăciunea este cuvântul care urcă spre Dumnezeu, ridicăm în această seară o întrebare corectă, pertinentă. Oare ce este postul? Oare de ce trebuie să mai adăugăm vieții noastre spirituale încă o disciplină, probabil cea mai solicitantă, încă o formă de asceză, probabil cea mai clară, evidentă, la îndemâna oricui? Și de ce oare meditația și rugăciunea nu sunt de ajuns? I-am dat Domnului gândul nostru, i-am dat Domnului cuvintele noastre. Am reușit prin meditație, cum Pavel spune, să ne gândim la lucrurile de sus. Și prin rugăciune am reușit să zicem în multe feluri, după trebuință, Tatăl nostru care ești în ceruri. E o întrebare legitimă. De ce să adăugăm postul? Între acestea trei, de-a lungul istoriei, observăm o anumită teamă, o anumită mefiență față de post. Față de această formă de asceză pe care o deprindem greu, iar părinții, mult prea protectivi în ultimele generații, amână mult cu copiii începerea acestei discipline spirituale. Suntem surprinși de altfel să observăm copii de 18 ani sau pe acolo, care încă n-au postit. Câte vreme postul trebuia deprins de undeva din gimnaziu, după puteri. Suntem surprinși uneori să vedem adulți, creștini adulți, părinți, care recunosc în mod clar, în mod senin, că ei nu prea, că ei n-au înțeles. De asemenea, este tot mai greu să promovăm disciplina postului, dragii mei, pentru că mâncarea între timp s-a ieftinit. Nu neapărat e mai sănătoasă, dar e ieftină. E pe toate tarabele. Îmi e doar să întinzi mâna și cu bani puțini mănânci mult. E ceva fără precedent în istorie. E greu de asemenea să postim și să vorbim despre post în condițiile în care mâncăm în fiecare zi din săptămână ca duminica, ceea ce un pic nu-i corect. Mâncăm ca duminica. Fericite și de mult apuse erau vremurile în care carne, se mânca doar duminica. Altfel mergeau predicile despre post atunci. Altfel mergea postul. Altfel. Ritmurile erau altele. În fine, pentru ultima oară, de ce postim? Am înțeles meditația ce face și rugăciunea ce face, dar postul ce face? Care e rostul lui? Care e sensul? Care e tâlcul? Notați, vă rog, postul înseamnă trupul care urcă spre Dumnezeu. Trupul care urcă spre Dumnezeu.
Se pare că atunci când noi zicem prin cântare, prin rugăciune, prin momentele noastre înălțătoare la biserică și mai ales de la amvoane, când zicem că noi ne dăm pe de-a întregului Dumnezeu, ar trebui să subînțelegem că ne dăm cu gândul, cu cuvântul și cu mai ce? Cu trupul. Postul este cu adevărat o împlinire atâta vreme cât aduce și elementul acesta greoi, dificil, fragil, cum ni s-a spus, destinat putrezirii, îl aduce în închinare înaintea lui Dumnezeu. Și postul, de fapt, nu face decât să transforme închinarea noastră în ceva holistic, integral, adică nimic să nu rămână pe din afară. Într-adevăr, trupul nu poate să urce spre cer, doar gândul poate. Într-adevăr, cuvântul, da, care îl spunem în rugăciune, poate să ajungă repede departe, nu? Adică să se audă prin propagare. Trupul e circumscris, e greoi, rămâne, nu, prin gravitație, într-un loc anume. Și totuși, postul mișcă trupul tău și al meu. Îl subțiază și la propriu și mai ales spiritual. Și transformă trupul nostru din unelte ale fără de legii, dintr-o unealtă a fără de legii, într-o unealtă a neprihănirii. Postul este trupul care urcă spre Dumnezeu. Efrem Sirul, autor din secolul IV, spunea: rugăciunea este bună atunci când este însoțită de post. Pe acestea două le întărește, ce credeți? Milostenia. Și iată cum milostenia se atașează la post. Sigur că, înainte de a vedea câteva elemente oarecum sistematice, îngăduiți-mi, dragii mei, să survolăm Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament, ca să vedem anumite momente importante când oameni, în situații cu totul diverse, au stat în post înaintea lui Dumnezeu. Înainte de aceasta, aș vrea să fac din nou și pentru ultima dată o afirmație care am tot făcut-o. Așa cum despre meditație și rugăciune nu ni se scrie în Biblie la modul prescriptiv, adică cum să facem să medităm. Ni se spune meditați și mulți au meditat. Ni se spune rugați-vă și mulți s-au rugat. Până și Domnul Iisus a rugat. Dar ați văzut că nu ni se spune cum să o facem. Se pare că Domnul are încredere în noi că vom găsi rețeta potrivită să o facem. Iar biserica, la începuturile ei, în primele viacuri, pentru că n-au găsit nici măcar în Noul Testament această ortopraxie, adică aceste reglementări concrete, cum să ne rugăm, de câte ori, ați văzut și duminica trecută că au încercat să ofere o anumită schemă, inspirându-se, sigur, din iudaism pentru rugăciune. Cu postul stăm la fel, o să vedeți că apare postul în Vechiul și Noul Testament și nu doar în Isaia 58, doar că fără reglementări concrete, când și cât să postim. Avem postul ca tânguire în Judecători, capitolul 20, versetul 26. Toți copiii lui Israel au venit la Betel, au plâns și au rămas înaintea Domnului, au postit în ziua aceea până seara și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire înaintea Domnului. Postul ca tânguire, postul ca implorare. 1 Samuel 7:6. Și s-au strâns la Mițpă, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Rețineți, au postit în ziua aceea și au zis: am păcătuit. L-au implorat pe Dumnezeu să-i ierte. Au asociat rugăciunea cu postul. Postul ca doliu. 1 Samuel 31:11-13. Când au auzit locuitorii Iabesului din Galad ce au făcut filistenii lui Saul, toți vitejii s-au sculat, au mers toată noaptea și au luat de pe zidurile Betșanului trupul lui Saul și trupurile fiilor lui. Apoi s-au întors la Iabes, unde le-au ars. Le-au luat oasele și le-au îngropat sub stejarul din Iabes și au postit 7 zile. Postul ca doliu, postul ca mijlocire. 2 Samuel 12, 21
la 23. Slujitorii lui David i-au zis: ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai, și acum când a murit, te scoli și mănânci. Când trăia copilul, posteai și plângeai. Acum te-ai ridicat. El a răspuns: când trăia copilul, posteam și plângeam, căci ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul. Acum când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. Postul ca mijlocire. Cei care am avut muribunzi în familie știm ce înseamnă asta. Postul ca mijlocire. Capătul lui este plecarea celui drag dincolo. Atunci se oprește postul acesta. Postul ca spaimă. 2 Cronici 20:3. În spaima sa Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Similar, dar sigur nu așa dramatic, și noi la Filadelfia am vestit un post. Postul ca smerire, Ezra capitolul 8, versetele 21 și 23. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce este al nostru. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ce-a făcut? Ne-a ascultat, am postit și apoi am plecat. Postul ca protecție. Neemia capitolul 1, versetul 4. Neemia zice: când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea cui? Înaintea Dumnezeului cerurilor. Vă rog să remarcați această alăturare între rugăciune și post. Postul ca lamentație. Estera capitolul 4, 3 și 16. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre evrei. Plângeau, posteau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Lamentație, agonie. Versetul 16. Du-te strânge, îi spune Estera lui Mardoheu, du-te strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru cine? Pentru mine. Fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua, și eu voi posti odată cu slușnicele mele, apoi voi intra la împărat, în ciuda legii, și dacă va fi să pierd, voi pieri. Postul ca frângere. Psalmul 109, versetul 23 și 24. Pierd ca o umbră, gata să treacă. Sunt izgonit ca o lăcustă. Mi-au slăbit genunchii de post și mi s-a slăit trupul de slăbiciune. Postul ca celebrare. Ioel 2, 15 și 16. Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți copii și chiar sugarii să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Și e un post de sărbătoare. Postul ca asceză, asprime față de trup. Luca 2, 37. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu. Cu ce? Cu post și cu rugăciuni. O paranteză aici, dacă mi îngăduiți. Cu respect. Putem asocia, frate Ghiță, senectutea, dacă ne-o dă Dumnezeu, senectutea, bătrânețea,
anii aceia că nu-ți trebuie nici atâta mâncare, nici atâta somn, nu-ți mai trebuie aproape nici de unele. Putem să o asociem cu un post mai intens, cu o asceză mai intensă? Anii aceia când toate poftele ți s-au dus în mod biologic. Când desprinderea ta de viață, de viața, știți ce zic, de plină, e tot mai clară. Când nu mai ești om decât pe jumătate, vă rog, ascultați, jumătate ești înger. Putem asocia senectutea cu intensificarea postului, a așezei, a rugăciunii și răspunsul este din toată inima, care? Da. De fapt, bătrânețea ni se dă ca să ne mântuim și noi în sfârșit. Ca să ne curățim în sfârșit. Mi-am cerut voie să vă spun asta cu respect, pentru că eu n-am atins vârsta aceea, de aceea trebuie să-mi cer voie, nu să spun asta. Dar din lecturi, din scripturi, din experiență, din intuiție, eu zic că dacă Dumnezeu ne va da anii aceia, anii aceia sunt buni, sunt prețioși, nu pentru cele ale pământului, atunci vom fi mult mai slabi, mult mai neputincioși, mult mai nesiguri pe noi, da, mult mai dependenți de cei mai tineri, da, mult mai, poate, izolați, nu? Pentru că nu ne vom mai aventura în călătorii, în... Nu ne vom mai aventura, da, vor fi o grămadă de privațiuni și de limitări, atunci vom vedea cu adevărat cât de slab, cât de fragil e omul, dar anii aceia sunt frumoși, pentru că vom putea intensifica și vom putea aduce din urmă, recupera discipline spirituale care poate le-am făcut sporadic, nemulțumitor, pe vremuri, când eram prea tineri, prea tineri. Aud mărturii care mă impresionează, ale oamenilor în vârstă, care spun, nu pot să dorm toată noaptea. Păi nouă nu ne ajunge câte o noapte. El zice, nu pot să dorm toată noaptea, prea multe ore într-o noapte și mă trezesc și de două ori pe noapte și mă rog, frate, și pentru dumneata mă rog. Iubesc oamenii aceștia, nu pentru că nu dorm. Pentru că așa cum spune la Eclesiastul, te trezești la ciripitul unei păsări. Și toate scad. N-am să enumăr. Toate se diminuează. Dar sufletul, dar munca sufletului, dar asceza, dar apropierea de Dumnezeu, dar înălțarea aceasta mistică, unirea cu Hristos, nu? Pentru care toți lucrăm de-a lungul vieții, capătă alte valențe, alte simțăminte. Ești pe pământ, dar nu ești cu totul pe pământ. Ana postea și se ruga. Postul ca pregătire, Matei capitolul 4, versetul 1 și 2. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu sau în pustie ca să fie ispitit de diavolul și acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți și la urmă a flămânzit. Postul ca pregătire. Postul ca exorcizare sau care te ajută în lucrarea de exorcizare. Matei 17 cu 21. Acest soi de draci, zicea Domnul ucenicilor, nu iese afară decât cu rugăciune și cu ce? Și cu post. Postul ca slujire. Fapte 13, 2 și 3. Pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Remarcați că sunt două reprize de post aici. Au postit înainte și a venit cuvântul Domnului și după ce era clar cine sunt cei doi, pentru cine ne rugăm, pe cine trimitem, a urmat încă o repriză de post. Post înainte și post după. În fine, ultima ocurență, postul ca supliciu. 2 Corinteni 11 cu 27. Enumerând încercările apostolului sau ale apostolilor, Pavel spune, iertați-mă, primul text este 2 Corinteni 6 cu 5, tot din 2 Corinteni, și al doilea 11 cu 27. 6 cu 5. În bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli,
în vegheri, în posturi. 11:27. În ostenel și necazuri, în priveghere adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Așa era viața apostolilor pe atunci. Toate aceste texte, deși ne entuziasmează și ne înflăcărează spre post, deși ne arată că postul este o constantă la personajele Scripturii, atât din Vechiul cât și din Noul Testament, nu ne spun în cele din urmă exact ce ne doare. Nu răspund la întrebare. Bun, am înțeles. Am înțeles că e de la Dumnezeu. Am înțeles că oamenii lui Dumnezeu au postit. Chiar și noi vrem să postim. Dar spune-ne, frate, cum? Iar textul biblic nu ne spune cum. Nici măcar Isaia 58, pe care îl cunoaștem probabil cel mai bine, nu vorbește despre cum, ci zice doar să avem grijă când postim, să dezlegăm lanțurile răutății și așa mai departe, adică se referă la calitatea spirituală a postului, dar nu la programul de post. Și de câte ori pe săptămână? Și putem să mâncăm înainte să apună soarele? Și postim și vara sau numai iarna? Și postim numai când avem o cauză, frate? Sau postim și când nu avem nicio cauză? Și de la ce vârstă postim? Și mai ales, care sunt clauzele pentru care putem să nu postim? Clauzele cu totul omenești, care cumva ne absolvă de post. Ca să vedem aceste detalii, dragii mei, aș vrea să vă orientez atenția spre o scriere pe nume Didahia sau Învățătura celor 12 apostoli, unde apare pentru prima dată în literatura creștină primară o referire clară, prescriptivă în legătură cu postul. E bine să știți despre această carte că este validă din punct de vedere istoriografic și o folosim în mod complementar pentru a avea informații suplimentare despre apostoli, că Învățătura celor 12 apostoli. Cel mai devreme este datată în anul 80 după Hristos, iar dacă lucrurile stau așa, atunci înseamnă că a fost contemporană cu Evangheliile această carte. Cel mai târziu este datată 150 după Hristos. Și chiar dacă ar fi să fi fost scrisă la 150, e clar că a fost scrisă de urmași ai urmașilor cui? Apostolilor. Deci e mult mai aproape de fenomen decât suntem noi. Și cronologic, și emoțional. Didahia, așadar, dragii mei, ne vorbește despre postul acesta spunând, sau despre posturi. Posturile voastre să nu fie ca ale fățarnicilor sau ale fariseilor, căci ei postesc de două ori pe săptămână, lunea și joia. Voi însă să postiți, puteți să vedem intuiția, miercurea și vinerea. Prima informație creștină despre post, postul creștin, este de fapt o replică simbolică, inteligentă, la postul iudaic. Acum, dacă mă întrebați, frate Ghiță, unde scrie în Vechiul Testament că evreii postau luna și joia? Nu scrie nicăieri că pe vremea aceea nu posteau. Nu posteau așa. Reglementările vieții spirituale la evrei s-au făcut toate din perioada Noului Testament, după Vechiul Testament, între testamente. În perioada celui de-al doilea templu, ei abia în Babilon și-au reglementat viața de credință, inclusiv rugăciunile acelea de trei ori pe zi despre care vorbeam duminica trecută. Deci vă rog, nu le căutăm în Vechiul pentru că nu le găsim, dar le găsim abundent în literatura intertestamentară pe care nu o citim pentru că nu o avem în Scriptură. Și e o scuză, că abia citim Scriptură, nici pe aceasta nu o citim. Da, să mai citim alte, mai sunt alte cărți, frate, lasă-mă, zice. Da, să nu-mi spui una ca asta. Mai sunt. Cam încă pe atâtea. Ei, în timpul Domnului Iisus, cum bine zicea în pildă fariseul, eu postez, cum zicea fariseul, de două ori pe săptămână și spunea un adevăr. Și postul lui mergea înainte cu regularitate, iar creștinismul încă de la începuturi se pare, iată, din secolul I, se pare că ce scrie în Didahia este să urmăm obiceiul apostolilor. Se pare că apostolii au pus aceste două zile din săptămână ca să postim în ele, miercurea și vinerea. Mă grăbesc să adaug, dragii mei, că
Nu înseamnă că ziua de luni și de joi eu sunt zile interzise. Acum imediat ne gândim, a, păi am greșit că... Nu înseamnă că e o problemă cu zilele. N-au zilele nicio vină, problema era alta. Creștinismul era la început și dorea să se separe, știți, să se diferențieze, să meargă pe drumul lui și atunci trebuie să-ți alegi programul tău care să fie în bună măsură diferit decât programul iudaic din care ai ieșit. Să se vadă, cum am zice noi, diferența. Și postul, așadar, era de două ori pe săptămână. Orice asociere cu bisericile istorice de astăzi este aproape întâmplătoare. Vă rog, rezistați la prejudecăți când auziți miercuri și vineri. Sau aveți o urmă de respect pentru că anumite confesiuni păzesc ceea ce se scria cândva. N-au scris ei, s-a scris la începuturi, când biserica nu era nici de un fel, nici de altul confesională, ci era biserica și punct. De asemenea, aș vrea să mai adăugăm, dragii mei, că postul acesta de miercurea și de vinerea nu avea nicio legătură cu nevoile speciale, cu nevoile particulare și nici cu ocaziile excepționale în care biserica, păstorii ei, declarau zile de post anume, speciale, perioade de post, cum am făcut și noi. Nu aveau legătură, era postul individual care merge înainte. Și foarte interesant, în secolul 3 și în secolul 4, mai ales de unde avem mai multe texte, ni se spune ceva minunat. Zice că dacă postim miercurea și vinerea, îmi face bine miercurea să medităm în timpul postului nostru la ce s-a întâmplat în miercurea mare, iar părinții credeau că în miercurea mare a avut loc trădarea lui Iisus de către Iuda. Și să ne gândim în ziua de miercuri când postim la toate trădările noastre și să ne cerem iertare și să asociem postul cu o căință personală cum trebuie. Iar vinerea, să medităm la vinerea mare când ce s-a întâmplat. Mântuitorul a fost așezat pe cruce. Și să ne gândim în ziua postului nostru la răstignirea lui Hristos. Ei se împărtășau euharistic în fiecare duminică. Prin urmare, dacă postești cum se cuvine, așa se spunea miercurea și vinerea, cu gândul unde trebuie, duminica deja te poți liniștit împărtăși, iar duminica este ziua învierii. Postul acesta bisăptămânal, dragii mei, cu care a început creștinismul și într-o oarecare măsură prin care merge înainte, postul acesta bisăptămânal era un post pregătitor pentru ziua de duminică. De fapt, postești nu pentru că ai o durere, un necaz, pentru că cineva ți-a făcut un rău, postești nu pentru că ai o cauză, nu pentru asta, sporadic, ci postești ca să te pregătești de împărtășanie, de împărtășire pentru duminică. Câteva citate și apoi o să facem sistematizarea de final. Ipolit al Romei, un autor din primele secole, spunea: cei care vor primi botezul să postească vinerea și sâmbăta, sigur că se înțelegea că duminica are loc botezul. Sâmbăta, cei care vor primi botezul să se adune într-un loc după voia episcopului, să nu vă speriați, e episcopos, e scris și în Noul Testament, și să li se poruncească tuturor să se roage și să-și plece genunchiul, să se roage îngenunchiați, să-și pună el mâna peste ei, să exorcizeze orice duhuri străine care să fugă de la ei și să nu se mai întoarcă. Și noi putem zice amin. Că nu numai cateheză trebuie să facem cu ei, ci și un pic de exorcizare. Adică un pic de punerea mâinilor și să zicem: Doamne, izbăvește-i pe aceștia, știu ei de ce. Și le dă libertate, Doamne. Și cu curăție și cu libertate să intre în apa botezului. Ieronim: iar de vei posti două zile, de vei fi postit două zile, să nu te socotești mai bun decât cel care nu postește. Iată, Ieronim, secolul 4, practica era în uz. Zice, să nu te socotești mai bun. Tu postești și te mâni, altul mănâncă și se poartă cu chip zâmbitor. Tu mistuiești gâlcevind suferința minții și foamea pântecelui. Altul se hrănește mai cu măsură și îi aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Ieronim zice, atenție, dacă postești, nu te da mare, nu te lăuda și nu apuca în face anchetă să vezi cine nu postește. Că nu-i despre anchetă. Atanasie cel Mare: să iubim mult postul. Pentru mare asigurare este acesta și rugăciunea și ajutorarea oamenilor nevoiași, deoarece îl mântuiesc pe om de moarte. Precum din cauza mâncării și neascultării a fost alungat Adam din rai,
astfel iarăși cu postul și cu ascultarea, noi intrăm înapoi în rai. Prin ce a căzut Adam și Eva, zic scriitorii din primele viacuri? Prin mâncare. Prin ce se mântuiește omul? Prin nemâncare. Au înfulecat. Ce n-a trebuit? Au fost prea flămânzi, prea pofticioși. Să facem bine să ne tăiem noi voia și poftele și ne vom mântui. Efrem Sirul, postul curățește în taină sufletul ca să vadă pe Dumnezeu și prin vederea Lui să se înalțe. Căci povara pământului îl împinge spre pământ, pe suflet. Binecuvântat fie Cel care ne-a dat postirile, curate aripi cu care să zburăm spre El. Postirile, curate aripi. Evagrie Ponticul, secolul 4. Postul să-ți fie cu toată puterea ca înaintea Domnului. El curățește păcatele și fără de legile tale, face sufletul cuvincios, sfințește cugetarea, alungă duhurile și apropie de Dumnezeu. Iar dacă ai mâncat odată într-o zi, a doua oară să nu mai poftești, ca să nu te faci risipitor și să-ți tulburi cugetul. În felul acesta poți avea cu ce să împlinești porunca binefacerii și să poți să omori patimile trupului. Iar dacă s-ar face întâlnire de frați și ai fi silit să mănânci și a doua oară și a treia oară, să nu te temi, nici să nu te întristezi, deoarece făcându-te supus trebuinței și mâncând de două ori, de trei ori, ai împlinit legea dragostei. O să revenim la asta, promit. Cum era cu aceste reglementări, dacă trebuie să mănânci a doua oară, a treia oară. Patru rigori stau în dreptul postului. Prima e legată de durată. Durata, adică cât să postim, până la ce oră. Uzanța în primele secole, după documentele care ni s-au păstrat, e următoarea. Dacă ceasurile de rugăciune în ziua postului sunt la ora 9, ora 12, cum numărăm noi, și la ora 15, trei ceasuri de rugăciune, și dacă postul fără rugăciune este inutil, este înfometare, atunci înseamnă că după ultimul moment de rugăciune, ora 15 a se citi, dacă respectăm acest tipar, putem să închidem și postul. Lucrul acesta nu este scris în Biblie, evident, dar în practica creștină primară, că noi tot vrem să ne întoarcem la original, uite că mai reușim să ne întoarcem, se sugera că da, poți să închizi oricând după rugăciune, pentru că postul nu trebuie neapărat să meargă înainte dacă rugăciunea sa încheiat, s-a oprit. Evident că avem mărturii de post până la apusul soarelui, așa cum avem mărturii și despre postul necurmat al lui Estera, cum îl numim noi, de 3 zile, ba chiar campionii mergeam până la 7 zile, dar uneori luau apă, da? Deci durata postului este cumva minim până la ora 15, vorbim despre adulți sănătoși, fără probleme, care ar revendica medicație și așa mai departe. Deci pentru cineva, în regulă, în perioada lui bună. Aceasta e durata. Despre durata. Frecvența. 2. Frecvența postului, după tot ceea ce avem în primele viacuri, rămâne totuși bisăptămânal. Postim de 2 ori pe săptămână, intrăm în ritmul acesta și dacă sunt în an 52 de săptămâni, facem ori 2 și atâtea zile de post ar trebui să ne iasă. Nu e obligatoriu, nu trebuie să o luăm ca o povară, că atunci nu o să o facem, dar ritmul acesta ne ajută. Iar aceia care practicăm ritmul acesta sau un ritm similar, poate o altă zi aleasă de familie, sau cei care avem un anumit ritm de post bisăptămânal sau măcar săptămânal, știm cât de multe beneficii aduce. Nu în sensul că te mântuiești în ziua aceea, dar ritmul acesta te ajută. Te ajută enorm, foarte mult te ajută. Aș vrea să mai menționez ceva în legătură cu ziua de post. Găsim referințe cu totul deosebite, cum ar fi când închei postul să mănânci precar. Auziți? Precar. Adică nu multe feluri de mâncare. Vreau să fac o tâlcuire românească. Nu e îngăduit să închei postul cu grătar, cu fleică de porc și cartofi prăjiți. Nu-i sănătos de altfel. Numai ne imaginăm.
Nu gândim că s-ar putea întâmpla așa ceva. Deci o încheiere a postului cu un dezmăț de felul ăsta, chiar fără alcool, că noi nu consumăm alcool, pur și simplu, este nepermis, este nepotrivit, pentru că dezmățul culinar, știți ce zic, destrăbălarea aceea culinară de la sfârșitul zilei, este în deplin dezacord, este potrivnică cu asceza pe care ai avut-o toată ziua. Părinții bisericii spuneau, așa să încheiați postul ca postul, adică mâncați puțin și precar, fără multe feluri de mâncare. Unii dintre ei mergeau până acolo și ziceau, dacă se poate, pâine cu apă. Am zis, dacă se poate. Adică nu multe ingrediente, nu încărcăm masa, nu toată ziua stăm cu gândul cum o să ne răzbunăm noi diseară. Adică de ce să te răzbuni? Ai făcut asta de bunăvoie, ești matur. Înțelegi asceza un pic, nu? Ai un ritm al ascezei. Deci postul se încheie în felul acesta. Cum am zis, cu mâncare puțină, precară, e mult mai sănătos. De asemenea, tot ei recomandau atât de frumos prin predici, și eu nu fac decât să vă sintetizez, pentru că nu pot sta să vă citesc toate acele texte, de altfel foarte frumoase, izvoare de spiritualitate. Ei spuneau că să-ți calculezi mâncarea pe care n-ai mâncat-o pentru că posteai și în aceeași zi, ziceau ei, să nu lași să treacă, să nu rămână la tine mâncarea altuia, ci în ceasul serii, deci în seară, ori chemi un flămând la tine, ori duci mâncarea la un flămând. Problema noastră e că nu prea mai sunt, știu, e dificil asta că nu prea sunt flămânzi. Sau sunt. Numai noi ne mișcăm numai printre cei sătui și îmbuibați. Părinții ziceau, dacă n-ai mâncat, aia nu-i mai mâncarea ta, aia e milostenie. Faci bine și în ziua aceea o dai la altul să o mănânce. Mâncarea care trebuia să mănânce, nu cumva, auzi ce frumos, să rămână mâncarea altuia în cămara ta peste noapte. Există de asemenea și clauze pentru întreruperea postului. Am să vă dau vreo două dintre ele ca să vedeți frumusețea acestei preocupări în primele veacuri. O clauză indiscutabilă este atunci când, inopinant, fără să te programezi, cazi undeva, la cineva, la o masă. Dar tu nu ai mers la masă, tu ești în ziua postului. Și dacă toți sunt așezați la masă, imediat ți se face și ție un loc. Evident, e mâncare și pentru tine. Ai căzut acolo și îți dai seama, stai puțin că eu sunt... Cu atâta înțelepciune și delicatețe, scrierile din primele veacuri spun, nu fii fariseu, nu te da mare, nu spune că postești, pentru că vei călca cuvântul Mântuitorului care a zis, nu vă arătați că postiți. Ci pentru că tu ești un bun creștin și pentru că Evagrie Ponticul pe care l-am citat zice, când e cazul ca să te pui la masă să mănânci, deși tu în ziua aia alte planuri ți-ai făcut, zice că împlinești nu legea postului, pe aceea o calci, ci împlinești legea care? Dragostei. A dragostei. Să faci bine, să te pui la masă și să mănânci și să te înfrupți copios din mâncare, da? Ca și cum n-ai fi postit, pentru ca să nu dai de bănuit că tu, mă înțelegeți, te așezi frumos la masă, nu să se simtă ăștia mai păcătoși decât tine, că poate nici nu sunt, că poate tu postești și te mâni, cum zicea Ieronim. Altul mâncă și e senin, da? E senin. Deci în situații de felul acesta, ca să nu cădem în fariseism și alte forme de aroganță, mâncăm și ne ducem mai departe. Am găsit undeva că zice, dacă mănânci pe la mijlocul zilei în ziua de post în condiția aceasta, fă bine și du-te până la capăt. După aceea, chiar dacă tu știi că ai mâncat, pentru că a fost, tu n-ai mâncat pentru tine, ai mâncat pentru ei, la propriu. De asemenea, o altă înlesnire de la post este situația în care în ziua de rând a postului, dacă mergi în ritmul acesta bisăptămânal, trebuie să faci o călătorie lungă. Călătoria este o clauză pentru a nu posti, călătoria, dar aș adăuga aici, pe vremea aceea se călătorea
nu cu mașina, nu cu avionul, ci se călătorea pe jos sau cel mult călare. Deci presupunea un efort. Prin urmare, dacă nu faci zeci de kilometri pe jos, poți să postești și în ziua aceea. Dar dacă mergi zeci de kilometri pe jos, ai dezlegare de la biserică, de la credința creștină, de la religie. Religia te lasă să mănânci. Dacă mergi pe jos. Durata așadar, am văzut frecvența, stilul postului. Da, dragii mei, așa cum ați intuit, primele veacuri aduc mărturie cu asupra de măsură că postul clasic, postul adevărat, postul concret, sau cum să zic, postul dominant, da, este postul negru. Adică nici nu mâncăm, nici nu bem. Știu, astăzi e multă târguială cu beutura. Adică eu primesc întrebări ca toți colegii mei. Frate Ghiță, când postim, numai nu mâncăm sau și să nu bem apă? Dar păi zic, eu am fost învățat, mai ales că am și crescut într-o biserică din aceasta, mai cu multe asprime. Eu am fost învățat că nici să nu beau apă, uite că nu pot posti cu apă. Eu zic, fac și fără mâncare și fără băutură. Cândva, cu mulți ani în urmă, am avut un prieten, să zic așa, din mediul evanghelic și am întâlnit cu el undeva și am servit ceva și el era în zi de post. El nu mi-a zis că e în zi de post, să mergem la masă. Eu dacă zic, mă inviți la masă, înțelegi, eu mă gândesc că poate mâncăm ceva. Și ne-am dus și ne-am așezat și am comandat și eu mi-am comandat și când a venit vremea lui, dar el îmi zice înainte de asta, zice, să știi că eu nu prea o să te însoțesc, eu sunt post. Bine, zic că mă aduci aici și mă pui să comand. Atât de păcătos m-am simțit. Nu se face așa ceva, mă înțelegeți? Dar nu se face. Și atât m-am simțit de vinovat, de gândești că mâncam din mine, gândești că i-am furat de la el mâncare. Dar el poate m-a adus să-mi dea mâncarea care n-a mâncat-o el, acum mă gândesc. Milostenia. El a adus un flământ. Corect. Când ești nu m-am gândit. Dar stați că n-ați auzit tot. El avea postul ăsta cu lichide, adică știți cum, nu mâncăm, dar consumăm lichide, adică apă m-am gândit eu. Știam doctrina lui. Și el numai bine că își comandă un Teddy. Apă, eu nu m-am putut stăpâni și în timp ce înfulecam bunătățile acelea, am zis, nu știu care are mai multe vitamine, eu în farfurie, ori tu în sticla aceea. Deci eu așa postesc. N-au zis, bine, mersi, zic, aia da. Dar ce tu cum postești? Eu fără Teddy. Și fără apă. Mai bine scurtez postul, dar îl țin negru. Chiar mai bine îl scurtăm, dar îl ținem. Ideea este că dacă facem asceză, să facem. Adică nu ne jucăm, nu facem copilării. Da, știu la ce vă gândiți. În timp a apărut și postul de dulce, da? Care se practică în bisericile istorice. Vă rog să nu-l disprețuiți. După cât am citit, mi-am dat seama că postul de dulce a apărut dintr-o necesitate practică. Adică oamenii și-a dat seama biserica după secolul IV, postesc puțin sau tot mai puțini postesc cu post de care? Negru. Iar postul de dulce a fost o concesie a bisericii sau un pogorământ, cum se spune. Și atunci s-a luat decizia, hai să facem și eu un post intermediar, sau cum să-l numim, adică mâncăm, dar nu mâncăm hrana animală, nu mâncăm proteină, cum am zice astăzi. Hai să îi lăsăm pe oameni să mănânce, ca în felul acesta să postim de dulce, cum se spune așa, dar e o formă de asceză, vă rog, să nu o disprețuiți. De ce să o disprețuim? E o formă de asceză. Aceia dintre dumneavoastră care au încercat măcar o dată să țină postul de dulce într-un post al Crăciunului sau al Paștelui, care e mai lung ăsta al Paștelui, cei care ați încercat, eu am făcut-o, cei care ați încercat știți ca și mine că postul ăla e mai greu pentru o lună și jumătate să-l ții decât să te străduiești o zi, două pe săptămână să ții postul care? Negru. Iar dacă nu mă credeți, așteptați un pic, înainte de Crăciun puteți începe. Sigur că sunt și forme postmoderne de post. Frate Ghiță, eu ziceam o mare patimă cu ciocolata. Când am zis mare patimă, imediat te gândești la toate prostiile. Am o patimă cu ciocolata. Mănânc ciocolată multă. Măi, zic, dar nu-i frumos din partea ta, așa ceva.
Mănânci de la prunci, de la prunci, au zis că mănânc. Atâta mă biruie treaba asta, zice, încât am luat decizia ca să am perioade în care să postesc de, ziceți, ciocolată. Ce ziceți, e bine? Eu într-o vreme am zis că nu e bine, că asta cum? Adică postim că nu scrie în Biblie, dar pe nici astealte nu sunt scrise în Biblie. Acum eu sunt foarte de acord. Postește, de ce știi că te robește? Pentru că, dragii mei, vă rog cu zâmbet să primiți asta. Orice formă de asceză trebuie să o salutăm. Știți cum zic? Să ne bucurăm de orice formă de asceză. Este care face post de tehnologie și duminica nu se atinge de tehnologie, nu se atinge de device-uri, nu deschide televizorul, nu deschide nimic duminica. Și noi zicem, măi, dar ce lucru e ăsta? Lucru mare e ăsta, cu o zi din săptămână, dacă poți să nu te atingi, să faci post de. Orice formă de renunțare, orice asceză este bună așadar, dar postul propriu rămâne postul negru. În fine, ultimul detaliu, consistența postului, și aici revenim la ceea ce spuneam, dacă mergem pe postul bisăptămânal, cum posteau cu adevărat înaintașii noștri, ar trebui ca în ziua postului să renunțăm la toate activitățile care nu sunt urgente, ca să nu ne îngreunăm postul, cumva, sau care nu sunt importante, să le facem doar pe cele urgente, pe cât posibil să ne diminuăm plecările și socializarea în timpul postului, să avem o formă de retragere minimă, atât cât se poate, pentru ca să avem timp de meditație și să medităm la propria trădare miercurea și la crucificarea lui Hristos vinerea. Iar dacă bine postim și miercurea și vinerea, dacă vrem să intrăm în ritmul acesta care nu e impus, e doar o practică primară a bisericii, ei bine, dacă intrăm în ritmul acesta, atunci duminica vom veni cu inimă bună și mai ales ne vom putea împărtăși, că noi deja am avut un parcurs. Să ne ajute Dumnezeu să medităm, să ne rugăm și să postim. Amin.